Bine că sunt episodul de Genshin Impact. Astăzi o să vorbim despre cele două arme noi care o să apară în 4.5, arma luciori și arma de la event free-to-play, care o să putem face rost de ea. Au apărut oficial ce materiale trebuie pentru fiecare armă, cum puteți vedea aici jos și dincolo la fel. Una o să fie cu spectre, cel cu samurai, deci spor la farmat, materialele care nu ne bagă nimeni de farmat, dar trebuie farmat. Să vorbim un pic despre fiecare armă. Arma luciorii în particular, o armă foarte puternică bazată pe defense și geo damage, cu un critical damage enorm de mare. Din păcate, mai pe scurt, puteți folosi pe caractere ca să funcționeze 100% armă. O să fie doar două, din păcate, pur și simplu ea. Doamna Chori, care are scaling în defense și trebuie critical damage, critical rate, pentru că e și ea un sub de păză până la urmă, și domnul Albedo. Altă opțiune vă lăs pe voi să vă gândiți, pur și simplu opțiuni în caz că aveți nevoie doar de parte de critical damage sau să facă mai mult damage pe E, pentru că până la urmă, ce zice arma asta, normal attack-uri are 16% mai mult damage și element skill-ul, adică E-ul, are 24% mai mult damage. Cealaltă parte pasivă, dacă nu e caracter geo, pur și simplu nu vă afectează și dacă nu ai skilling defense, la fel, nu vă afectează. De-aia am vrut să menționez doar Chori și doar Albedo, pentru că sunt cei doi care profită maxim de pasiva ei. Restul, cum am spus, imaginația voastră, stilul vostru de joc. După aia avem arma free-to-play, care din perspectivele mele e o armă extrem de bună pentru orice suport sau orice scaling bazat pe HP, pentru că are o recuperare de energie pentru ultimate, pur și simplu e 8 la refine 1, la refine maxim e 16 particule de energie, pur și simplu când face un fel de hiluț. Dar nu trebuie să facă ea neapărat, trebuie doar să primească heal. Acel lucru mere pe multe caractere, chiar și pe, chiar pe bunicul nostru Zhongli, pe Shervius, care e opțiune extrem, extrem, extrem de bună. Iau, din nou, opțiune foarte puternică. Și Candace profită mai ales să poată spama ultimata, care e sursa principală a ei din kit. Și Mika, pentru că și el face heal pe bază de HP. Cu astea fi spuse, armele astea două chiar abia le aștept, mai ales arma free-to-play, pentru că o să fie folosită pe multe caractere care le am deja sau multe caractere care o să fie. De-aia vă recomand, faceți eventul, pentru că fiind free o să urte pe viitor. Poate nu aveți acum un caracter care faceți, dar dacă o să vină un caracter care vă trebuie și scalează din HP și poliarm, o să fie extrem, extrem de bună. La arma lui Chori, dacă nu sunteți fan Albedo sau fan Chori, în principiu lăsați așa cum e. Funcționează foarte fain și foarte, foarte, foarte puternică. Dacă cu astea fi spuse, mulțumesc de atenție. Ne auzim la următoarea. Pa, pa!